Păcatul atrage după sine mânia lui Dumnezeu în veacul de acum, dar și în cel viitor. Păcatul atrage mânia lui Dumnezeu asupra omului, fiindcă păcatul este urăciune înaintea lui Dumnezeu. Ce este păcatul și de ce atrage după sine mânia în veacul acesta, dar și în cel viitor? După învățătura Sfintei Scripturi, păcatul este călcarea cu bună știință și de bună voie a voiei lui Dumnezeu. El se mai numește și fără de lege. Rădăcina păcatului este pofta care ispitește pe om. Păcatul atrage mânia lui Dumnezeu asupra omului, fiindcă păcatul este urăciune înaintea lui, cum am zis. Deoarece sunt vrăjmași a lui Dumnezeu păcătoșii. În câte feluri se împart păcatele și care sunt păcatele mai greu de vindecat? Sfântul Ioan Evanghelistul împarte păcatele în două. Păcate de moarte și păcate care nu sunt de moarte. Tot el împarte păcatele de moarte în trei mari grupe, pofta trupului, pofta ochiului și trufia vieții. Sfinții părinți împart păcatele de moarte, în trei mari grupe. Păcate capitale, în număr de șapte, păcate strigătoare la cer, care sunt mult mai grave, precum uciderea, prunc uciderea, a săracilor, răpirea avutului altora uciderea aproapelui și altele. Și păcate împotriva Duhului Sfânt. Acestea sunt cele mai grave păcate făcute de oameni pe pământ, pentru că hulesc pe Dumnezeu și alungă harul Duhului Sfânt de la om. Dintre acestea amintim necredința în Dumnezeu, apostazia sau lepădarea de credință, eresul, secta, deznădejdea, sinuciderea, ura de om până la moarte, prea marea încredere în Dumnezeu și în mila lui Dumnezeu mai mult, în de sarea că Dumnezeu iartă, în jurăturile și altele. Cele din tâi se numesc păcate capitale pentru că sunt cele mai numeroase și stăpânesc pe cei mai mulți oameni. Cel de-al doilea fel de păcate se numesc strigătoare la cer, pentru că strigă și cer de la Dumnezeu pedeapsă omului încă din viață. Păcatele cele mai mari și mai grode de vindeca sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt și păcatele de moarte care stăpânesc pe om de mai multă vreme, adică patimile. Care sunt împrejurările păcatului și câte sunt acestea? Împrejurările păcatelor sunt în număr de șapte: și anume, cine a făcut păcatul, ce fel de păcat a făcut, din ce motiv și pentru ce l-a făcut, prin ce mijloc l-a făcut, în ce vreme l-a făcut, adică în tinerețe, la bătrânețe, ziua, noaptea, în ce loc l-a făcut, de câte ori l-a făcut. A se vedea pe larg învățătura către duhovnic de Sfântul Nicodim Aghioritul, pagina 26-27. Sfântul Teofan Zăvorâtul, Mântuirea în viața de familie.